Chiar dacă au desfășurat orele online, elevii din clasa a doua A din cadrul școlii gimnaziale Oprea Iorgulescu au discutat astăzi despre Mihai Eminescu. Aceștia au aflat, printre altele, de prietenia frumoasă pe care Mihai Eminescu o avea cu Ion Creangă. Să vedem cine își amintește cine a fost prietenul cel mai bun. Ion Creangă, da? Bine, dragilor. Ion Creangă, da? Și ei se întâlneau așa cum vă întâlniți voi. Da, copiii se întâlneau și ei așa cum vă întâlniți și voi, da? Dar ei nu mâncau pizza așa cum vă întâlniți voi la pizza. Știu și eu, se întâlneau și ei la vreo terasă, cum era pe vremea lor. Și povesteau. Iar Ion Creangă povestea cu mult umor despre ce credeți voi, despre copilăria lui. Și atunci Mihai Eminescu l-a îndemnat să-și scrie aceste amintiri. Și această prietenie este considerată una dintre cele mai frumoase prietenii din domeniul literar. Micii școlari au discutat pe înțelesul lor despre poeziile pe care Mihai Eminescu le-a scris, aflând că una dintre temele lui preferate era natura. Experiențele frumoase ale copilăriei le transpune mai târziu în versuri despre natură. Și avem niște versuri scrise de Mihai Eminescu. Lui îi plăcea să colinde, adică să se plimbe mult prin natură, să asculte glasul păsărelelor, da? Le-a urmărit și a scris o poezie despre ele, sonorase păsărele. Să asculte glasul izvoarelor, freamătul pădurii, da? Și ascultați cum sună o strofă dintr-o poezie de-a lui. Fiind băiet, păduri cutreieram și mă culcam ades lângă izvor, iar brațul drept sub cap eu mi-l puneam, să aud cum apa sună în cetișor. Chiar dacă sunt încă mici, școlarii din clasa a doua cunosc acum informații importante despre Mihai Eminescu, informații care se vor îmbogăți pe parcursul anilor de școală.